E așa de important să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, astăzi mă duc la adunare, aș vrea să te întâlnesc pe tine. Doamne, astăzi mă duc la adunare, aș vrea să te ascult. Doamne, deschidem inima și urechea, chiar vreau să aud un cuvânt din partea ta astăzi. Aici ne vede Dumnezeu, dar aici ne văd și ceilalți închinători. Toți văd cum te rogi sau cum nu te rogi. Și asta se vede. Toți văd cum cânți sau cum nu cânți. Se vede. Cum te îmbraci sau cum nu te îmbraci. Și asta se vede. Doamne, ajută-mă să nu fiu pricină de potignire. Ce frate Nelu, spuneți lui ăsta care predică să se dea un pic la o parte să-l vedem pe Domnul. Ce cuvânt greu! Să se dea predicatorul la o parte că vrem să-l vedem pe Domnul. Eu m-am rugat Domnului să vă noi. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, te rog să vorbești Tu în dimineața aceasta și din toată inima doresc să vorbească El. Cuvânt care se găsește astăzi scris în Cartea Eclesiastul, capitolul 5, de unde vom citi primele șapte versete. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu zrostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, nu mai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, temete de Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă așezați. Iată-ne, în 21 ianuarie, se duc zilele una după cealaltă. Cu alte cuvinte, viața noastră se scurge cu fiecare zi care trece. Și de aceea, ca oameni înțelepți, vom face tot ce ne stă în putință ca în trecerea noastră grăbită pe pământul acesta. Să fim foarte atenți la veșnicie. Când zic veșnicie, s-ar putea cuvântul acesta să fi devenit un cuvânt pentru noi care nu ne spune foarte mult. Însă, când zic veșnicie, eu vă chem doar să vă gândiți la atâtea. Gândiți-vă la 50 de miliarde de ani. Nu e atâta veșnicia. Veșnicia e veșnicie. E fără sfârșit. Gândiți-vă că veșnicia în care timpul nu se mai măsoară, în care totul este fără sfârșit, se pregătește aici. Vă dați seama, dumneavoastră care faceți eforturi, să vă pregătiți pentru căsătorie care durează niște zeci de ani la cei mai fericiți. Dumneavoastră care vă pregătiți pentru o carieră care durează și ea zeci de ani pentru cei mai fericiți. Dumneavoastră care vă pregătiți cu atenție pentru o noapte, punându-vă așternuturile cele mai confortabile, vă rog să luați în considerare veșnicia. De aceea, eu mă rog lui Dumnezeu, ca în vremuri ca și acestea, fiecare dintre noi să înțelegem că viața asta se duce și nici nu băgăm de seamă și ne așteaptă veșnicia. De aceea trebuie să ne pregătim pentru asta. Suntem în Casa lui Dumnezeu și știți de ce ne-a fost dată Casa lui Dumnezeu? Ca în ea să ne pregătim pentru veșnicie. Doamne, îți mulțumim pentru casa ta. Însă, dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a dat casa lui, un loc în care să ne pregătim pentru veșnicie, aș vrea să fim atenți, să facem eforturi, să facem tot ce ne stă în putință ca această casă să rămână casa lui Dumnezeu. Adică să luăm în considerare ceea ce contează cu adevărat cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă de ceva vreme și pe care îl prezint astăzi se numește pregătirea pentru adunare. Pentru venirea în locul pregătirii trebuie să ne pregătim. Ultima dată când am predicat aici, am predicat un mesaj intitulat Cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vă chem să luăm în considerare câteva gânduri privitoare la cum ne pregătim ca să venim în Casa Lui Dumnezeu. Dragii mei, uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi. Și cartea aceasta ne lasă să înțelegem cum este Casa Lui Dumnezeu. Există ceva în Casa Lui Dumnezeu care ocupă un loc central. Uitați-vă pe paginile Vechiului Testament și veți vedea, era un loc central în casa lui Dumnezeu, chiar dacă așezarea lui era în curtea casei lui Dumnezeu, a cortului întâlnirii. Era altarul. Pentru că în casa lui Dumnezeu altarul trebuie să aibă un loc central. Când zic altar, zic automat jertfă și zic dar. Pentru că asta se făcea la altar. Se aducea jertfă cui? Pentru cine era jertfa? Tare că-i voie. Pentru Domnul. Se aduceau daruri tot pentru Domnul la altar. Când lipsește altarul, dintr-o casă. Când lipsesc jertfele dintr-o casă și când lipsesc darurile dintr-o casă, aceea nu mai e casa lui Dumnezeu. Spun în mod obligatoriu, casa lui Dumnezeu are altar, are jertfe, are daruri. Trăim vremuri ciudate în care diavolul luptă din răsputeri să transforme casa lui Dumnezeu în altceva. Adică diavolul este interesat să înlocuiască altarul cu scena. Când zic scenă, la ce vă gândiți? La ce? Teatru, sală de spectacole. Asta are scenă. Ce se face pe scenă? se face performanță artistică. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți curioși, căutați-am eu o predică veche pe undeva pe YouTube numită Creștinismul Teatral, în care am spus că de multe ori creștinilor le place să creadă că sunt într-un fel de teatru. Se închid când te duci la teatru, te închizi în sala de teatru și trăiești o altă realitate. Nu mai ești în realitatea de fiecare zi. Te transpui acolo lângă lângă Romeo și lângă Julieta, lângă nu știu cine la teatru și trăiește o altă realitate. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că Biserica Domnului nu poate să fie un teatru. Chiar dacă se fac eforturi și diavolul spun din nou, este interesat să înlocuiască altarul unde se aduc jertfe, unde se aduc daruri, să-l înlocuiască cu o scenă unde se prezintă performanțe omenești. Dragii mei, când vorbim de altar, zic din nou, vorbim de jertfă și de dar, când vorbim despre scenă, vorbim despre performanță omenească. Și vai cum este tendința aceasta de a înlocui altarul cu scena, preoții de la altar să fie înlocuiți cu actorii, slujirea să fie înlocuită cu performanța și atunci casa Domnului nu mai este ceea ce trebuie să fie. Eu vreau să vă chem cu toată dragostea, pe toți cei ce sunteți în familia Bisericii Porta Cerului. Vă rog, veniți să înțelegem că aici ne adunăm la oaltă ca să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne prelucreze. Și prin tot ceea ce facem, noi trebuie să aducem slavă Domnului, să ne aducem pe noi ca o jertfă înaintea Domnului, să ne punem pe altar și să zicem, Doamne, ție totul nouă nimic. Din nefericire trăim situații în care așa numitele case ale lui Dumnezeu zic nouă totul, noi să ne simțim bine. Și mă tem că uităm să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine. De aceea, dragii mei, aș vrea astăzi să vă chem să privim spre casa lui Dumnezeu dintr-o perspectivă sănătoasă. Am spus că ea este locul prezenței lui Dumnezeu când am vorbit despre cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu, Domnul îl cheamă pe om, Moise, Moise! Și când Moise se apropie de locul prezenței lui Dumnezeu, Domnul îi zice stai, scoateți încălțămintea, nu vii oricum. Dragii mei, cred că suntem conștienți cu toții. Că și venirea la adunare presupune pregătire. Când eram copil, și de atunci până acum am știut ceva, trebuie să-mi iau cele mai bune haine pe care le am, cele mai frumoase haine pe care le am, și așa să mă duc la casa lui Dumnezeu. Așa am fost învățat. Realitatea este că niciunul dintre noi nu mergem în birou unei oficialități oricum. nu e așa? Haideți să fim cinstiți. Nu ne ducem undeva, hai să zicem că am fi invitați la Casa Albă, nu? Dacă ar trebui să mergem acolo, fiecare dintre noi ne-am interesat oare cum ar trebui. Oare cum ar trebui, cum se cere, care-i protocolul. Dragii mei, Vreau să vă spun ceva astăzi. În locul acesta, noi venim ca Dumnezeu să ne prelucreze, să ne pregătească pentru cer. Și Duhul Sfânt să poată să lucreze cu noi. De aceea, locul acesta ar trebui să fie tratat cu totul și cu totul aparte. Avem. Promisiunea lui Dumnezeu că El este prezent de fiecare dată când doi sau trei se adună în numele Lui. Și dacă avem această promisiune, avem și credința că El este aici. Și mai spun ceva. Dumnezeu este foarte mult preocupat de felul cum venim la adunare. Era un obicei care s-a cam stins și se cam stinge. Eu așa am crescut. Când mergeam în adunare, primul lucru pe care îl făceam, când mergeam în adunare, hai, cine-și aduce aminte? Primul lucru. Plecarea genunchiului și, Doamne, binecuvântează timpul pe care îl petrec aici. Vreau să vă spun că și noi ar trebui să fim foarte, foarte preocupați de felul cum venim în Casa Domnului. Cum ne pregătim pentru asta? Primul lucru pe care aș vrea să-l spun, de ce să nu-l spunem toți? Eu zic așa, când vii la adunare, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Ce ziceți? Puteți să ziceți toți aceste cuvinte? Ei, dragii mei, când venim cu un astfel de gând, mă duc la poarta cerului să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Să știi că atunci nu vii oricum. Dacă zici, mă duc să mă întâlnesc cu prietenii, s-ar putea să vii așa cum le place prietenilor. Dacă vii să te întâlnești cu nu știu care, vii cum le place oamenilor. Dar când zici, vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, și eu zic încă o dată, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Uitați-vă ce zice Scriptura. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Știi ce înseamnă asta? Că ne ducem la Domnul acasă. Asta înseamnă că în casa lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi, în casa lui Dumnezeu se intră cu multă reverență, cu mult respect, cu multă grijă exact cu aceeași grijă cu care s-a apropiat Moise de rugul aprins când și-a scos încălțămintea din picioare. Eu am auzit părinte înțelept care așa frumos spunea copilului, nu-i voie să fugi prin adunare. Nu sunt părinte înțelept. De ce? Că e un loc altfel. Ei bine, dragii mei, din nefericire trăim vremea în multe biserici, din dorința cultivării părtășiei, că părtășia e importantă. Numai că oamenii au mutat centrul părtășiei spre altceva. Părtășia noastră trebuie să fie în jurul lui Hristos și părtășia biblică. Am predicat cândva despre asta în biserica noastră. Părtășia biblică este legătura frățească care are în mijlocul ei pe Hristos. Altfel nu-i părtășie, altfel e socializare. Punct. Însă, din dorința de părtășie, trăim vremuri în care oamenii au dat bisericii imaginea de club. Ne adunăm la oaltă, ne simțim bine noi și tot ceea ce contează pentru ei este să fie cu ceilalți, ei că se vorbește despre Domnul, că se spune ceva despre Domnul, e în regulă că de-aia e biserică. Însă, dragii mei, vreau să înțelegem Că miezul, dacă vreți rostul venirii noastre în casa Domnului, rămâne acela de a-l întâlni pe Dumnezeu. Vreau să spun tare și răspicat, aici El e șeful. Și noi toți, pe lângă El, să facem în așa fel ca să-i placă gazdei noastre cum trăim, cum ne purtăm și cum ne raportăm la El. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu în adunare depinde de El. El e cel ce prin har își manifestă prezența între noi. Dar percepția prezenței lui Dumnezeu aici depinde și de fiecare dintre noi. Cum învățăm să ne raportăm la Dumnezeu și atenția pe care o acordăm lui Dumnezeu? Cred că este înțelept să vă spun astăzi, frații mei și surorile mele. Așa e bine să facem. Când veniți la adunare, înainte să veniți, rugați-vă acasă și ziceți, Doamne, ajută-mă să mă duc cu rost, să fiu binecuvântat și transformat de tine și pregătește-mă acolo să pot să fiu ceea ce tu mă vrei să fiu e important să avem în vedere că atunci când venim la biserică, trebuie să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu. De aceea spun, vino la durare flămând după Dumnezeu. Vino doritor după El. Zicea omului Dumnezeu altădată, cum dorește un cerb izvorle de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Adică atunci când vii cu o astfel de dorință înaintea lui Dumnezeu, nu este El cel ce a zis, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire? Că ce ei vor fi? El e cel ce ne poate sătura. De aceea când venim la adunare, să venim hotărâți să-L întâlnim pe Domnul, să venim flămânzi după El, doritor după El, să stăm în pragul casei dacă vrei sau să pleci genunchi acasă și să zici, Doamne, binecuvântează șederea mea în adunare, timpul pe care îl petrec acolo să fie o adevărată binecuvântare pentru sufletul meu. Din toată inima doresc ca să câștigăm mult venind la adunare și putem, pentru că stăm în fața aceluia care le are pe toate. Încă un lucru, dacă am zis pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu aici, eu mai zic ceva, știți că în adunare Dumnezeu vorbește mai tare decât în alte părți? Atunci zic așa, pregătește-te să-L asculți pe Dumnezeu. Puteți să ziceți asta cu voce tare. Ei, dragii mei, Dumnezeu vorbește. Eu m-am rugat Domnului să vă noi. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, te rog să vorbești Tu în dimineața aceasta. Și din toată inima doresc să vorbească El. Eu n-am venit aici să fac performanță scenică, am venit să fiu canalul prin care Dumnezeu să spună ceva fiecăruia. Dumnezeu vorbește în adunare. O, de câte ori nu ne vorbește prin versul unei cântări. Sau chiar nu ți-a vorbit ceva prin versurile recitate de Iosu astăzi? Despre păcățelele acelea care ne dau târcoale? Dumnezeu ne vorbește, dar important este să ne desfundăm urechile și să zicem, ca și omului Dumnezeu altădată, vorbește, Doamne, că -și robul tău ascultă. Sau în casa lui Corneliu, suntem aici ca să ascultăm tot ce ți-a spus Domnul să ne spui. Frații mei, Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți. Ăsta este rostul nostru în adunare: să ascultăm pentru că Dumnezeu vorbește. Știți, erau doi soți și soție care erau tare supărați unul pe altul și ea, soția, vorbea mult și des. Și la un moment dat, el zicea. Când a fost provocat, și a zis: da, tu De ce nu spui și tu? Și el a zis: Eu am multe cuvinte de spus, dar n-apuc. Dragii mei, mă tem că de multe ori Dumnezeu vrea să ne spună, dar nu apucă. Pentru că nu pregătim urechile noastre și inima noastră ca să-l ascultăm pe Domnul. Mie mi-e dat să merg destul de mult cu avionul. Și. Câteodată m-am gândit că și în biserică e cam ca în avion, câteodată. Dacă te uiți la oamenii de acolo, știți ce se întâmplă în avion? Lucruri foarte, foarte importante sunt spuse la începutul fiecărui zbor. Lucruri foarte, foarte importante. Unul dintre însoțitorii de zbor vorbește ceva, vă aduceți aminte? Spune ceva. Ce spune? puneți-vă centurile, urmează așa, în caz de, în caz de necaz, faceți așa și așa, așa. Dar știți ce se întâmplă când însoțitorul de bord vorbește și altul arată cum să faci? Știți ce se întâmplă? Vă descriu. Unul se uită pe geam, altul își închide telefonul, altul pește și doarme. Dar acolo se spun lucruri importante pentru toți pasagerii pe care Dumnezeu să păzească. Dar dacă chiar s-ar întâmpla un necaz din ăla și pasagerii n-au luat seama, cine credeți că plătește din greu? Cine n-a luat seama? De aceea eu vă spun, dragii mei, Dumnezeu ne vorbește în adunare. Ceea ce contează, contează ca noi să ascultăm E așa de ușor să ne trezim că suntem rupți de ce se întâmplă aici. Venim în adunare, venim, luăm buletinul duminical, intrăm în adunare, ne așezăm, dăm mâna cu unul, cu altul, ne așezăm, mă răsforim buletinul să vedem cine are ziua de naștere, să vedem cine mai scrie ceva, se fac rugăciuni, ba, uităm de buletin, ne mai uităm în stânga, în dreapta. Spun din nou și astăzi, eu îi compătimesc pe oamenii care stau un ceas aici și nu se, nu se roagă. Eu îi compătimesc, sincer îi compătimesc, pentru că eu personal vă spun, m-aș plictisi de moarte să stau și să mă uit peste aia care se roagă și să, să, stau. E plictisitor, dar e așa un câștig de mare să stai în adunare și să vorbești cu Domnul. O, oh, ce câștig Ce câștig este! Ei bine, dragii mei, Dumnezeu ne vorbește în adunare, spun încă o dată, și noi trebuie să ne pregătim să-L ascultăm pe Dumnezeu. Aici, Dumnezeu vorbește nu numai prin predică, spun încă o dată, ne vorbește prin vers, ne vorbește prin cântare. Domnul să ne ajute să ne deschidem urechea și să ne deschidem inima. Dar pentru aceasta din nou vă spun, e așa de important să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, astăzi mă duc la adunare. Aș vrea să te întâlnesc pe tine. Doamne, astăzi mă duc la adunare aș vrea să te ascult. Domne, deschide inima și urechea, chiar vreau să aud un cuvânt din partea ta astăzi. Nu crezi că ai fi nespus de câștigat făcând asta? Doamne, dă înțelepciune în sensul acesta. În al treilea rând, când vii la adunare, pregătește-te să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Putem să zicem asta toți. Haideți! Zice, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer, tu pe pământ. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e departe când zice Dumnezeu este în cer. Ci asta ne deschide perspectiva, să vedem diferența dintre noi și Domnul în fața prezenței lui Dumnezeu. Noi nici nu putem să stăm altfel decât smeriți. Dragii mei, fără o atitudine de smerenie nu poți să câștigi în casa lui Dumnezeu. Dacă vei sta în adunare și vei zice, ăsta care predică, ăsta nu știe. No, eu știu. Dacă vei zice ăsta care cântă, nu cântă bine, că ăsta cântă fals, dar dacă aș fi eu să mă vezi. Nu poți decât cu o atitudine de smerenie, spun lucrul acesta, ia vă rog să vă gândiți la prorocul Isaia. A intrat în casa lui Dumnezeu și acolo l-a întâlnit pe Domnul. Și când l-a văzut pe Domnul, îmi place să citesc în Scriptură și zice și polele mantiei lui umpleau templu. Adică veșmântul Domnului, ceea ce se vedea era de fapt slava lui Dumnezeu. Zice, polele mantiei lui umpleau templu, slava lui Dumnezeu umple locul acesta pentru oamenii care vor să-și deschidă ochii să vadă asta. Uh... Dragii mei, să nu mă înțelegeți greșit, vă vorbesc părintește. Uh... Vă rog să mă înțelegeți, nu-i nimic mai grav decât să crezi Că aici în adunare ești ca să te vezi tu. Știți ce a făcut Isaia în templu? A zis, vai de mine, vai de mine, condiția mea este una care mă determină să mă fac una cu pământul. Eram cu mai mulți ani în urmă acasă, era tineret aici la noi și era invitat un predicator de departe, era invitat să predice la tineri și mă uitam pe internet Eram în fața calculatorului, și în același timp am primit niște mesaje. Era un frate de departe, mi-a scris și el, mă uit la poartă, frate Nelu. Mă uitam și eu la poartă. Și unul dintre mesajele pe care le-a scris a zis așa: Ce frate Nelu, spuneți-i lui ăsta care predică să se dea un pic la o parte, să-l vedem pe Domnul. Și am zis, Doamne ce cuvânt greu, să se dea predicatorul la o parte că vrem să-L vedem pe Domnul. Dragii mei, noi nu suntem în adunare să fim văzuți noi. Serafimii pe care a văzut Isaia în prezența Domnului, cu două aripi și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele, cu două zburau, pentru că nu ei contau acolo. Cel ce conta era Domnul. Și tocmai de aceea e important ca fiecare dintre noi să înțelegem că fără o atitudine de smerenie în casa Domnului, stăm degeaba. Și smerenia e bună, știți când? Atunci când este pornită în mod voluntar de la noi. Că Dumnezeu ne poate smeri și El, știți asta, nu? Doamne, nu, nu ne duce până acolo, Doamne. Ajută-ne să ne, să ne conștientizăm nevoia și noi înșine să luăm decizia de a umbla smeriți cu Dumnezeul nostru. Că Dumnezeu când ne smerește, l-a Dumnezeu pe nebucat nețar, cât vreo șapte ani de smerenie a stat între dobitoace. fost vai de smerenie aceea și de condiția lui. Ca să câștigi în casa lui Dumnezeu, pregătește-te să te smerești înaintea lui. Și zic din nou, de ce nu te-ai rugat când pleci de acasă să zici, Doamne, astăzi vreau să te întâlnesc pe Tine. Astăzi vreau să te ascult pe tine, astăzi vreau să stau smerit înaintea ta ca să am de câștigat. Indiferent de talentele sau darurile pe care le vedem aici, noi trebuie să înțelegem că sursa tuturor talentelor și a tuturor darurilor este Dumnezeu. Spre El trebuie să ne uităm pe El trebuie să-L binecuvântăm, să nu ne lăsăm copleșiți de performanțe omenești, ci să-L slăvim pe Domnul. Un alt lucru pe care îl spun. Pregătește-te să rostești ceea ce ești gata să trăiești. Mai zic o dată, ca după aceea să vă rog pe dumneavoastră pregătește-te să rostești ceea ce ești gata să trăiești. Vă rog frumos! Ce Ascultați-mă! Ați fost atenți la cuvântul acesta. Nu te grăbi să-ți deschizi gura ca să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Cântăm cântări foarte frumoase la poarta cerului. Foarte frumoase. Și mă rog lui Dumnezeu să avem cântări din ce în ce mai frumoase la poarta cerului. Dacă câteodată e chiar cu tremurător să vezi cum cântăm așa. Eu trăiesc doar pentru a te lăuda. Ce ziceți? Sună bine, nu? Dar înțelegeți dumneavoastră că ce rostim noi ne obligă? Ești aerul cel respir. Știți ce înseamnă asta? Așa cum aerul e în tine și cu tine, așa să fie Hristos în tine și cu tine. Rostim rostiri frumoase. Dar, dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Eu nu zic să nu rostim, eu nu zic să nu cântăm, dar zic să și trăim ce cântăm. Doamne ajută-ne! Luarea cu ușurătate a lucrurilor din biserică. Să zicem, ăsta e limbajul de biserică, după aia vedem noi cum e. Vedeți, sunt biserici unde se practică rostirea unor rugăciuni. Sunt rugăciuni foarte frumoase, de exemplu rugăciunea Tatăl nostru. E rugăciunea dată nouă de Domnul Isus. Știți care e riscul? De ce nu o facem foarte des? Uneori rostim și noi rugăciunea Tatăl nostru. De ce nu o facem foarte des? Știți de ce? Pentru că poate să devină o rutină. Să o zicem așa, coștim pe de rost. Dar dăm ocazia fiecărui om în adunare să poată să se roage din adâncul inimii lui, să-i spună Domnului Așa ca unui prieten bun. Ca unuia care este aproape, să-i spui Domnului ceea ce ai în sufletul tău. Lucrul acesta contează nespus de mult. De aceea, dragii mei, vreau să vă chem în casa Domnului, în prezența lui Dumnezeu. Spuneți, Doamne, vrem să te întâlnim, Doamne, vrem, vrem să ne vorbești, Doamne, vrem să stăm zmeriți înaintea ta, dar vrem, Doamne, în casa ta. Să rostim lucruri pe care apoi să le punem în practică, în trăirea noastră de fiecare zi. Ce ziceți, n-am câștigat nespus mai mult? Ca să nu ne aducem o sândă, ci să putem să câștigăm cu adevărat. Mai zic un lucru. Voiam să-l zic data trecută, dar n-am apucat. Așa că l-am inclus în predica de astăzi pregătește-te să nu fii pricină de potignire. Ce ziceți? Aici la închinare vin mulți. Aici ne vede Dumnezeu, dar aici ne văd și ceilalți închinători. Toți văd cum te rogi, sau cum nu te rogi. Și asta se vede. Toți văd cum cânți sau cum nu cânți. Se vede. Cum te îmbraci sau cum nu te îmbraci. Și asta se vede. Ne văd oamenii cum ne îmbrăcăm și ne vede Dumnezeu cum ne îmbrăcăm. Vă zice cineva, chiar îl interesează pe Dumnezeu cum ne îmbrăcăm? Haideți să vedem, că eu am auzit expresia asta. Dacă ce crezi pe Dumnezeu, chiar asta îl interesează. Ei bine, eu ridic cartea asta în sus, că din ea vreau să vă citesc. Și vă arăt că lui Dumnezeu îi pasă cum ne îmbrăcăm, pe El îl interesează cum ne îmbrăcăm. De ce credeți că una dintre primele preocupări ale lui Dumnezeu după căderea omului în păcat a fost să ce? Să le facă haine. Pentru că nu țineau înaintea lui hainele făcute de ei, de oameni. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Și dacă vă uitați în subsolul paginii, în scriptura acolo în Geneza, capitolul 3 cu 21, în subsolul paginii zice, le-a făcut tunici. Este o explicație, tunici. Dacă vă uitați în dicționar ce e tunica, este un veșmânt care acoperă. Ei bine, dragii mei, pentru cei care cred că la Dumnezeu nu contează ținuta, aș vrea să mă îngăduiți să vă citesc versete din Scriptură. Exod, capitolul 20, cu versetul 26. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu-ți se descopere goliciunea înaintea lui. Îi pasă Domnului ca la închinare să nu fie văzută goliciunea. Apoi, în exod la capitolul 28, unde este descrisă îmbrăcămintea marelui preot, și Dumnezeu ne-a făcut regi și preoți, știți asta, nu? Uitați-vă în, în exod la capitolul 28, versetul 40, să începem cu versetul 40 și să mergem până la 43. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Fiilor lui Aron, adică preoților, să le faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii spre cinste și podobă. Fac numai o mică oprire aici. Spre cinste și podobă. Dumnezeu nu are nimic împotrivă ca noi să ne împodobim cu hainele pe care le avem. Dar ele nu pot să fie oricum. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiul lui împreună cu ei. Să-i să-i închini în slujbă, să-i sfincești și îmi vor sluji ca preoți. fă izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la briu până la glezne. Aron și fiii lui vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veznică pentru Aron și pentru urmașii lui după el. Dragii mei, în concepția noului testament, vă rog să nu uitați, credincioșii, sunt preoți ai lui Dumnezeu. Sunt mai multe pasaje în Scriptură, dar vi-l pun înainte pe cel din Petru, 1 Petru 2 cu 9, care spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Poate veți zice, aici scrie despre Vechiul Testament, sau rândul el vechi testamentare, și veți zice, astea sunt vechi testamentare, deci nu sunt pentru noi. Vă rog să vă uitați la ceea ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, cu 9 și 10. 1 Timotei 2, cu 9 și 10. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu margaritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase frați și surori, de ce am pus acest punct în predica mea? Fii pregătit să nu fii pricină de potignire. Pregătește-te să nu fii o pricină de potignire. Știți de ce? Pentru că ținuta vorbește. Credeți că e drept ca un copil al lui Dumnezeu să poarte haine indecente, care mai mult descoperă decât acopere? Chiar credeți că e normal lucrul acesta? Știți că ținuta poate ispiti pe cineva? Și lucrul acesta este foarte grav. Deoarece cel venit să se închine, trăiește momente de ispitire dacă în casa lui Dumnezeu vine cineva îmbrăcat în mod ispititor. Și știu, ascultați-mă, sunt, uitați-vă la părul meu alb. Am dreptul să vă spun că am văzut multe și am auzit multe. O, oh, la Dumnezeu nu contează asta. Dar ce-i problema mea că cu tare se ispitește? Nu-i problema mea, e treaba lui. Ispititorul se ispitește oriunde, e problema lui și așa mai departe. Dragii mei, este un cuvânt în Scriptură. Noi ne putem justifica în multe feluri. Dar este un cuvânt în Scriptură care zice, multe căi pot părea bune omului. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Eu din toată inima doresc celor ce vin în biserica poarta cerului să ajungă la viață veșnică. Să nu ne cântărim noi căile după plăcerile și interesele noastre, ci să fim atenți, pentru că a fi pricină de potignire, Scriptura știți ce spune? Vai de cei ce sunt pricină de potignire, vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire și versetul de dinainte, Matei 18 cu 6 zice, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți ai mei, Dintre acești micuți care cred în mine ar fi mai de folos să-i se, să se atârne de gât o piatră de moară și să fie înnecat. E mai de folos, mai mare câștig decât să tragi după tine înspre pierzare datorită neatenției sau intereselor firești care te-ar mâna la un moment dat. Dragii mei, eu vreau să spun astăzi tuturor tinerilor noștri. Dragi tineri, băieți sau fete, Dumnezeu v-a făcut frumoși. Și lăsați-mă să vă spun ceva. Dacă este cineva în Universul acesta care înțelege ce-i frumusețea, acela e Domnul. Conceptul de frumusețe nu trebuie luat de pe revista nu știu care sau de pe postul nu știu care. Conceptul de frumusețe îl are Dumnezeu care a făcut toate lucrurile frumoase la vremea lor. Aș vrea să înțelegem astăzi că atunci când cineva caută să atragă privirile cuiva, arătând ceea ce nu este de arătat, decât în familie. Mă tem pentru astfel de persoane, știți de ce? Dacă la tragi, de exemplu, dacă ești domnișoară și la tragi pe un bărbat pentru că ți-a văzut picioarele sau decolteu mare. Ascultă-mă, n-aș dori niciunei fete din poarta cerului să aibă un prieten care a fost atras de lucrurile acestea. N-aș dori, știți de ce? Pentru că mâine va fi cineva cu decolteul mai mare sau cu fusta și mai scurtă. Și privirea lui se va muta spre ceea ce atrage privirile. Mă rog Domnului ca fetele din Biserica Poarta Cerului să fie binecuvântate de Dumnezeu cu soți credincioși, care să fie atrași de neprihănirea pe care o trăiesc fetele înaintea lui Dumnezeu și mă rog ca băieții să fie binecuvântați cu, cu soții care să trăiască neprihănirea, care să-L iubească pe Domnul. Vedeți, e un pasaj care e destul de jenant, dar e pus în Scriptură. Dar eu vă rog totuși citiți la casă. Citiți în Cartea Proverbelor, capitolul 7. Citiți la casă, în liniștea camerei dumneavoastră. Și veți vedea acolo povestea unui tânăr care la un moment dat a început să alerge după o seducătoare din asta. Și acolo este un verset, Proverbe 7 cu 26, zice așa, că cea a făcut să cadă multe jertfe. Și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Zice despre ea, iertați-mă că folosesc expresia asta. Citiți acasă, dar vreau să vă atrag atenția. Zice, ea a ieșit înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Acum, când cineva e îmbrăcată ca o stewardeză în avion, îți dai seama. Când cineva e îmbrăcată ca polițist, îți dai seama. Biblia zice că există și o ținută din asta care Eu vă rog fierbinte, dragii mei, înțelegeți. În casa Domnului poți face să cadă jertfa cuiva. A venit cineva să se predea Domnului, dar în loc să-L vadă pe Domnul, dintr-o dată privirile i-au căzut într-un loc unde nu este acoperire, ci este descoperire. Știți ce zic? Când venim în casa Domnului, tot am spus să ne rugăm când venim la casa Domnului. Haideți să ne rugăm și să ne uităm în oglindă. Să ne rugăm să ne uităm în oglindă, să ne întoarcem și așa, și așa, în oglindă și să zicem, Doamne, ajută-mă să nu fiu pricină de potignire. Încă un pregătește, -te, că am șapte strigări spre pregătire pentru când venim în casa Domnului pregătește-te să câștigi, nu să pierzi în adunare. Pregătește-te să câștigi, nu să pierzi în adunare. Poți să zici asta? Să câștigi, să Dragii mei, când stau să mă gândesc ce investiție face Dumnezeu aici, cum își deschide El cămările în casa Domnului, cum ne pune pe masă bucate spiritual. Ce ați zice de un om? Haideți să vă dau o imagine. Stai la o masă bogată, încărcată cu de toate. Și să-l vezi pe unul că umblă pe la buzunar și tot scoate semințe acolo și toți mănâncă fripturi, mănâncă grătare și el cu semințele încoace și încolo. Ce-ați zice de un om din ăsta? Mă, nu-și putea mânca el semințele acasă în sărăcia lui, când e masa asta bogată aici? Nu putea el să-și mânce semințele în mașina lui ca să nu adormă, ca așa se zice că nu dorm dacă mânci semințe? Sau, nu știu, nu, acum aș găsește el asta. Dragii mei, mă tem că uneori așa se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Oameni care stau flămânzi acolo unde e hrană din belșug. Frații mei, predica poate e apăsătoare în felul ei, nu mi-am dorit asta, dar chiar m-am rugat Domnului să vorbească el. Pentru că vreau cu tot din adinsul, dragii mei, să nu pierdem venind aici și să câștigăm. Putem să câștigăm așa de mult în casa Domnului. Frate, soră, ești aici ca să aduni, nu ca să-ți dai cu părerea. Nu. Adună hrana că pentru tine este dată. Vreau să vă chem să învățăm să fim atenți în casa Domnului. E așa de important, nu că am auzit și din ăștia, Domnule, când dă la predică pe mine, lasă-mă în pace, că nici nu, nici nu vreau să-l ascult. Dar dacă prin ăla vrea Domnul să-ți vorbească ceva, prin ăla Nu disprețui lucrarea nimănui dacă vrei să câștigi, nu să pierzi. Nu judeca lucrarea nimănui. Nu fi vânător de greșel, că nu te vei alege cu nimic. E o, o întâmplare hazlie cu Moody, care nu era cel mai gramatizat predicator. Și au venit la el oameni care au început să-i spună câte greșele le a făcut și zice, chiar numai Atât ai cules astăzi, numai cu atâta te-ai ales. Dragii mei, dacă venim aici să culegem greșel, nu ne vom alege cu nimic, decât cu o sândă. Simplu. Nu venim aici să cultivăm spirit de competiție, să vedem, astăzi o cântată tăia, când am cântat noi, am fost tari nu spirit de competiție în casa Domnului. Ascultam chiar alaltă seară pe un păstor care își plângea necazurile lui și spunea cât timp am predicat, ce în mod sfidător stătea și tot îi șoptea lui la, la ureche ceva. Tot îi șoptea la ureche. Dacă faci observație de la Anvon, haide de mine, ce mare, minun, cum le spui tu așa ceva, e supărat pe cineva. Îmi spunea un coleg de la Arad, un păstor al unei biserici din Arad, că avea pe unul, așa, câteodată, se făcea ora 8 și se trecea la prelungiri după ora 8, că era Har, era un musafir, era nu știu ce, și era unul care, în mod constant, când era ora 8, se ridica în picioare, făcea așa și el pleca. <laughs> Vă dați seama cu ce se aleg vieții oameni, ce culeg ei din adunare. Dragii mei, pregătește-te, pregătiți-vă să câștigați, nu să pierdeți în adunare. Sunt minute atât de prețioase, caută să-l cunoști pe Domnul, caută să crești. Caută să te maturizezi. Că vorbim de maturitate anul acesta. Caută să respecti orarul bisericii, să fii atent cu cei din jur. Caută să fii politicos, chiar dacă trebuie să pierzi câteodată. Chiar dacă pierzi locul ăla confortabil și te așezi pe altul, nu e un capăt de lume. Cred că v-am mai spus că am văzut cândva într-o biserică, doi care au venit la păstori să judece păstori între ei, că unul s-a așezat pe scaunul celălalt. Și locuri câte voi acolo, da câte voi ai. Fii politicos și fii ospitalier în casa Domnului. Fii gata să te jerfești pentru confortul celor din jur și vei câștiga. Asta înseamnă să câștigi. Să poți să zici, astăzi la adunare, n-au mai fost locuri. Și au stat unii pe hol. Și am văzut că a venit un prieten la adunare. Și m-am ridicat și am spus ușierului, poți să-l aduci aici, în locul meu. Știi ce se întâmplă atunci? Tu știi doar să zici, am pierdut locul. Eu îți spun încă ceva. Ai câștigat un loc înaintea Domnului. Și asta contează mult. Haideți să lăsăm casa lui Dumnezeu să fie casa lui Dumnezeu. Mai zic ceva. Pregătește-te să fii o binecuvântare pentru ceilalți. Asta pe a doua am așteptat-o, că amin, zicem noi. Dar pe asta am așteptat-o, ca să văd dacă rămâne ceva în noi. Dragii mei, suntem o familie aici. Ia drept că suntem o familie mare, e greu să ne cunoaștem toți unii pe ceilalți. Dar acolo, în locul în care ești așezat, lângă tine stă un frate sau o soră, un prieten, care nici nu știi cu ce povară a venit pe suflet aici. Tu nici nu-ți poți da seama din ce casă a venit el, de la ce necazuri a venit el. Și tu ești aici ca să fii mâna lui Dumnezeu întinsă către El. Ce-ai zice să întinzi o mână și să-i zici, Domnul să te binecuvânteze, frate? Ce-ai zice dacă ai merge mai departe și ai zice, în minutele alea, când zicem noi că dăm mâna unii cu alții, zici, frate, pe tine nu știu cum te cheamă. Spunem că vreau săptămâna viitoare, pe lângă faptul că mă rog pentru Departamentul de Tineret, să mă rog și pentru tine. Ce ai zice? N-ai fi o binecuvântare pentru omul acela? Suntem așa de diferiți, dar cel de lângă tine s-ar putea să aibă mare nevoie de aceste lucruri. Pentru că nu știm niciodată ce poveri poartă cel de lângă noi. Și noi putem să fim folosiți de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Putem să fim gura lui Dumnezeu pentru ei, zâmbetul lui Dumnezeu pentru ei. Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, o încurajare pentru ei, o ridicare pentru ei. Eu închei predica de astăzi. Dar vreau să vă rog din tot sufletul meu, frați și surori, veniți să învățăm fiecare dintre noi cum să ne pregătim pentru adunare. Ca să le facem toate acestea pe care le-am amintit, Vă aduc aminte astăzi că trebuie să ne rugăm. Ca să le facem împreună cu Dumnezeu. De aceea, haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Nu avem un PowerPoint, dar ascultați-mă bine. Chiar dacă ținem bine minte ce vedem, ținem și mai bine minte ce rostim cu gura noastră. De aceea, eu pe rând voi lua cele șapte strigăte pe care le-am făcut astăzi, cele șapte strigări și vă chem să le repetați după mine. Întâi, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Pregătește-te să-L asculți pe Dumnezeu. Pregătește-te să, pregătește să, pregătește să, pregătește să te smerești înaintea Lui Dumnezeu. Pregătește-te să rostești ceea ce ești gata să trăiești. Pregătește-te să, ce să, Pregătește să nu fii pricină de potignire. Pregătește-te să, Pregătește să câștigi, nu să pierzi în adunare. Pregătește-te să, să, Pregătește să fii o binecuvântare. Și mai zic ceva după care aștept un amin. Doamne, ajută-ne. Amin. amin.